Doamnelor, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară în studioul Mix TV cu doctorul Dan Grigorescu, președintele Asociației Noul Spital al Brașovului. E prima calitate pe care am ales-o după cea de doctor, șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, secția de chirurgie plastică și reparatorie sau reconstructiv, așa că aici am o dificultate mereu și am uitat să vă întreb înainte de începerea emisiunii. Bun revenit! Bun regăsit! De când aștept să vă întâlnesc, pentru că de vreo 6 săptămâni subiectul noul spital al Brașovului, spitalul regional, spitalul ca necesitate primordială a Brașovului, subiectul e prezent aici în emisiune. E folosit ca muniție electorală, oarecum toți politicienii de la A la Z, sub o formă sau alta, l-au recunoscut ca prioritate, fiecare și-a asumat responsabilitatea, și-a declarat disponibilitatea și l-a declarat și prioritate zero. Alesul Alen Coliban, de asemenea, a spus că este prioritatea priorităților. Ar trebui să fiți foarte fericit că i-ați mai adunat odată la o masă rotundă, ovală, v-ați simțit cumva răsplătit pentru cei 5 ani de când există asociația, sunt 5 ani de când făceam emisiunea de care marca nașterea acestei asociații, noul spital al Brașovului. Da, se împlinesc 5 ani în toamna aceasta de când asociația există și de când ideea a fost inițiată, gândită, dezvoltată, promovată de către membrii asociației. Da, mă simt chiar fericit în ultimul timp, mai ales că nu doar în campanie. În campanie fiecare poate să promită orice, dar mai ales după ce s-a terminat campania și după ce noul primar a fost confirmat ca și câștigător al cursei electorale, a afirmat în prima lui conferință de presă, nu neapărat că proiectul ăsta este prioritar pentru Brașov, că asta deja se știe, dar că vede ca prim pas și care trebuie să se întâmple repede, punerea la masa discuțiilor și nu a negocierilor, a specialiștilor, poate o parte dintre ei și din Asociația Nouă Spital al Brașovului, cu reprezentanții BERD. Deci atât că deja lucrurile trebuie să se miște și se mișcă pentru că se pare că s-a înțeles faptul că proiectul ăsta, așa cum a fost dezvoltat în ultimele luni de zile, poate fi îmbunătățit. Pentru că noi discutăm de nimic altceva decât de recalibrarea acestui proiect. Niciodată n-am spus că proiectul n-a fost bun ca atare sau n-a fost bine dezvoltat sau urmărit de către reprezentanții autorității publice locale, dar că s-a acceptat un model, evident, impus, se pare, și deja cam știm și de unde a fost impus, care nu servea comunității brașovene privind lucrurile pe termen lung. Pe moment, poate că da, însă pe termen lung nu, și există argumente în sensul acesta. Bun, când spuneți acest lucru, vă gândiți la proiectul inițial, care practic este opera și concepția dumneavoastră, trebuie să recunoaștem, să-i dăm cezarului cezarului. Vă gândiți la numărul de locuri, vă gândiți la felul în care s-a mai modificat concepția, sau acum, în acest moment, nu, varianta Alen Coliban, că el va fi responsabil, nu, de a conduce bătălia, în care sper să aveți un rol. Cât de aproape sau de departe este de conceptul dumneavoastră? Păi, conceptul nostru a fost foarte simplu. Brașovul, din păcate, pentru că s-a pornit de mult de tot, acum 50 de ani, cu un spital nou făcut de comuniști, mult subdimensionat față de necesarul de atunci. De atunci era subdimensionat. Da, sigur că da. Păi, Brașov erau 3.000 de paturi și s-a făcut un spital de 600. Adică aripa aceasta nouă a spitalului județean. Evident că din acel moment... Asta era 74, parcă. 74, da. Dar restul de paturi au rămas să funcționeze în condiții improprii. S-au făcut doar niște permutări. Clădiri vechi, improprii și atât. N-are rău să povestim despre ele. Chiar străvechi. Străvechi, e adevărat. Și care au avut, ce să zic, niște destinații foarte ciudate. Baie comunală, inițial, cămin de fete, liceu și așa mai departe. Casă de asigurări, de sănătate. Maternitatea era liceu, nu? Era liceu, da, liceului Honterus, evident. Ei, ce am zis noi? Ținând cont că aceste paturi erau
împrăștiate în tot Brașovul și practic nu putea să existe un act medical unitar. Am zis că trebuie să ne gândim să facem un spital care să adune toate specialitățile în același areal, da? Nu neapărat într-un bloc turn cu 50 de etaje, dar în același areal, cu clădiri specifice, cu legături specifice, funcționale, în care pacientul să fie în centrul acțiunii, el să stea pe loc și doctorii să vină la el, nu el să meargă pe la doctor prin tot orașul cu salvarea. Și am zis așa, dacă discutăm de existența circa 2000 de paturi cu rang județean, deci de calitate actului medical, ce-ar fi, de pildă, să facem un spital județean cu mai puțin de atât? Și atunci am zis noi cam 1500, ceea ce însemna că îmbunătățeam, deci eficientizam aceste și cheltuielile de pe paturile respective, iar restul de 500, pentru că nu ne permitem să pierdem paturi, să facem o altă entitate, să înființăm un spital de recuperare, în care pacienții, după ce stau în zona critică a spitalului de urgență, să fie trimiși ca și continuare a terapiei, lucru care nu este inventat de mine, ci este o chestie clasică în vest. De altfel, spitale de recuperare mai sunt doar două în țară, cu adevărat, sunt cele de la Iași și de la Cluj. Practic, Brașovul ar deveni și el un centru de recuperare de importanță regională, cu cele 500 de paturi din clădirea proaspăt renovată a spitalului de pe Calea București. Deci, practic, județeanul de astăzi îl vedeți spital de recuperare. Spital de recuperare pentru că poate să împlinească toate condițiile necesare pentru circuite și pentru tot ceea ce este nevoie. Mai ales că să nu uităm că există și foarte multe categorii de pacienți care nu mai beneficiază de statul în spitalul de urgență, cum ar fi, de pildă, pacienții în stare vegetativă, pacienții care, sunt cu accidente vasculare cerebrale și multe alte categorii care nu sunt de trimis acasă și care sunt de supravegheat și de îngrijit, da? Și evident că acest nou spital și-ar atinge scopul. Deci, iată, nu facem altceva decât să facem o redistribuire logică și funcțională și modernă, pentru noi e modernă, că, repet, este clasică în vest, așa, în contextul în care Brașovul nu își poate permite să piardă paturi, absolut deloc. De ce? Pentru că Brașovul este unul din județele care, în decursul ultimilor 3 ani de zile, 4 ani de zile, a suferit tăieri de paturi brutale. Nu contează cine le-a generat, nu contează în ce scop, n-are rost să discutăm tema aceasta, pentru că atingem niște zone sensibile. Vechi și necicatrizate. Deci noi stăm mult mai prost în sensul, dar mai bine ca eficiență, zic, mai marii noștri de la Ministerul Sănătății, cu numărul de 4% de mii de locuitori. Raportările alea cinice, da. Da. Ei, nu ne putem permite să pierdem 4. De ce? Pentru că Brașovul este în momentul de față un oraș magnet, el se dezvoltă într-un ritm asimptotic. Foarte multă lume din țară vine și se stabilește în Brașov, muncește în Brașov și ceea ce este mai grav și mai grav pentru iubitorii cifrelor din instituțiile astea care ne spun o să reducem paturile, este că ei locuiesc în Brașov, au proprietăți în Brașov, dar buletinul au tot de acolo de unde vin. Că dar vin se pot îmbolnăvi în Brașov. Nu, din potrivă, ei vin să se trateze aici și nu se tratează numai ei. Deci nu au buletinul. Își aduc, bine, e dreptul lor, dar vreau să zic că trebuie luați în considerare. Își aduc după aceea, văzând, știu și eu, calitatea actului medical, atâta câtă este și aduc după aceea rudele. Deci iată că în Brașov, Brașovul trebuie gândit statistic pe altă paradigmă decât pe niște cifre pe care statisticienii, Direcția Județeană de Statistică ne-o pot da pentru Brașov sau pentru zona din jurul Brașovului. Deci sunt multe lucruri care trebuie discutate, care n-au fost discutate până acum. Și n-au fost discutate cinstit, curat, cu cărțile pe față și din rațiuni politice, din păcate. Nu știu. Mai avem o competiție politică la orizont, da. Și s-ar putea să fie perturbat dialogul și în acest moment. Nu știu. Eu n-aș spune că n-a fost cinstit. Eu zic că n-a fost profesionist. Adică, dacă este să reproșești ceva fostei conduceri a primăriei, este că, deși am insistat, deși se știe treaba asta, am insistat să fim parte, să venim cu idei, nu cu decizii, că noi nu decidem. Am fost în ultimul an și jumătate, am fost practic excluși de orice fel de discuții și s-a ajuns în situația în care se mergea pe o soluție, dar nu existau argumente pentru ea. Gândiți-vă, din aceste 2004 de care povesteam, să modernizezi 850,
scăzând cam 150 de paturi din structura actualului Spital Județean, care va dispărea, și să păstrezi restul de paturi în vechile clădiri insalubre, asta înseamnă, de fapt, un câștig? Nu. Asta n-ar însemna decât o spoială din punct de vedere al reformei în sistemul de stat. Aici spoiala a fost deopotrivă de la primărie, Consiliul Județean, că administrarea acestor clădiri e delicată discuția și nu mai contează să fie binecuvântați aleși și să ducă proiectul acesta. Actuala viziune expusă aici a liberalilor, că acum separăm apele, este spital regional, există spomul lăudat, da, sunt banii europeni, Sigrid Mureșan a vorbit aici de cele 400 de milioane de euro care pot fi amorsate rapid printr-un proiect performant și că Brașovul are șanse maxime să ia acești 400 de milioane. Ceea ce domnul Sigrid Mureșan n-a spus și nici nu trebuia neapărat să spună, dar o spun eu, este că toți banii care provin din fondul ăsta de relansare și de reziliență, despre asta este vorba, nu trebuie să se, sau nu se duc la pe spitale regionale sau neapărat pe spitale regionale. Iată, din acest, deci nu cred că a considerat util sau nu și-a dat seama dacă într-adevăr trebuie să spun asta. O spun eu. Deci, din acest fond de reziliență și de restructurare sau de relansare, nu știu cum se numește exact, așa. Reziliență, relansare economică, da. Excelent, așa, cum îi spune, n-are nicio fel de importanță. Sibiu își trage 500 de milioane de euro pentru un nou spital. Ori Sibiu a fost foarte deștept, nu i-a mai zis regional, așa cum unii au încercat să, cum să zic eu, să-i pună așa un fel de... Da, cireașă pe tor sau ce, sau, moți. Sau, da, o bezea pe deasupra, da, cu moți. Moți. Da, cu moți. Așa ei fac un spital nou, clinic, de urgență și atât, așa cum am propus noi de la început, spital clinic de urgență, după aia ce devine, deci, el nu ne interesează. Deci sintagma regional iară ne... Am ne curcă, mai... rău de tot. O să vă spun și de ce. O să vă spun și de ce. Sibiu a făcut asta și are deja acord semnat cu guvernul Orban pentru 500 de milioane. Atunci întrebarea se pune: de ce și Brașovul n-ar putea să aibă și el, mai ales că este un proiect relativ matur, și el dreptul sau acces tot la 500 de milioane? Măcar 400, tot e bine. Da, nu. Dar de ce? Nu, măcar 500. Măcar 500, poate că 500 și 1 milion, nicio fel de problemă, da? Pentru că să ne lămurim. Deci un minim de 500, spuneți dumneavoastră. Păi, deci, am înțeles. Dacă Sibiu primește 500 și Brașovul poate primi 500, nu văd nicio fel de diferență, este același tip de spital. Problema cu spitalul regional e foarte complicată. Deci spitalele regionale, cele trei, despre care s-a discutat mereu, Iași, Cluj și Craiova, au fost duse la cele 850 de paturi din rațiuni financiare. Pentru că guvernul României, de-a lungul mandatelor trecute, așa, nu și-a asumat să dea mai mult de nu știu câte milioane de euro pe lângă cele pe care le dă Comunitatea Europeană. Și atunci evident că au ieșit spitale mici. Încă ar fi o chestie interesantă și de înțeles dacă acest spital regional de la Cluj, din zonele respective, ar apărea deasupra spitalelor județene, de unde să preia niște cazuri complicate. Dar nu este așa. Am aflat la Ministerul Sănătății că ideea de bază este că spitalul regional, dacă se face la Cluj, dispare spitalul județean de la Cluj. Dacă se face spitalul regional de la Craiova, dispare spitalul regional de la Craiova, așa cum dacă se face la Brașov, dispare cel de la Brașov. Adică, în ultima instanță, facem un spital mai mic decât actualul spital județean și ăsta e incomplet, că nu are toate specialitățile, pe care îl împărțim cu Harghita și Covasna. Și nu numai cu Harghita și Covasna, ci și cu toți cei care vor veni și o să aibă dreptul să vină. Dacă vine cineva din Olt, îl poți... Nu. Deci, practic, cele 850 de locuri nu erau în acest proiect? 850 de paturi la care deci, repet, pentru dezvoltarea viitoare a Brașovului, nici pentru prezent nu sunt suficiente, dar pentru dezvoltarea viitoare a Brașovului ar fi o crimă să facem o chestie mică, da, sau nu suficient de mare și să nu vedem în perspectivă. Pentru că mai este încă ceva. Eu am spus mereu... Este o glumă bună acum, se spune că Bucureștiul este condus acum de clanul matematicienilor, iar Brașovul de clanul informaticienilor, pentru că Alen Colibar este informatician. Ei, în această, să zicem... Doamne ajută! Ok, nicio fel de problemă. Să deci, ne fie bine! Dacă vreți să înțelegeți puțin acest proiect, deci nu putem să-l dezvoltăm la nivel de aritmetică simplă. 2 ori 2 fac 4 și cu 5 fac 6, minus 3%, că trebuie să scădem paturile de 850. Greșit! Deci trebuie să discutăm treaba asta la nivel algebric, la nivel de matematică superioară, unde nu facem doar adunări și scăderi sau împărțiri și înmulțiri, trebuie să facem niște ecuații în care avem
nu atât necunoscute, cât foarte multe variabile. Iată, vorbesc acum în limbajul ăsta. Medic, dar iată nu, ce nu, am fost și olimpic la matematică. Am fost olimpic la matematică. Ei, care sunt variabilele? Variabilele sunt așa. Care este perspectiva de creșterea populației Brașovului de, prin această caracteristică de oraș magnet? Trebuie să o gândim în perspectivă. Da? Și aici statisticienii au un rol mai important decât medicii. Care va fi numărul de turiști care vor tranzita Brașovul? Avem în momentul de față 100.000 pe lună cu cazare oficială. Pe lângă cei cu cazare neoficială, ăștia procentual se pot îmbolnăvi. Da? Evident. Bun. Câți, deci Brașovul se va dezvolta. Bun, avem o nouă viziune, un nou primar, se va dezvolta. Câți o să vină aici, în zona asta, cu Brașov, oraș verde, ca să tragă, știu și eu, un aer mai curat. Mai mulți decât sunt acum. Deci nu discutăm de 200.000 de brașoveni și punct. Nu, discutăm de încă 100.000 de turiști. Bun, care o să fie procentul de turiști străini? Care o să fie în cadrul acestor turiști, chiar inclusiv și români, și câți dintre ei vor veni cu asigurări de sănătate din străinătate, așa, care evident că o să facă contract cu spitalul cel mai tare, adică cu acest spital. Bun, care este variabila de situații de urgență pe care spitalul ăsta trebuie să o acopere? Că e posibil să vină cu tremure, poate să vină elemente de astea militare, că avem 5 aici și așa mai departe. Bineînțeles, deci trebuie să fim pregătiți pentru orice. Și atenție, este spital regional, discutăm ce se poate întâmpla în Harghita, în Covasna, în Mureș, în Sibiu și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri și mai sunt încă multele, nu avem timp acum să le discutăm, ăsta trebuie discutate cu cărțile pe masă, și strategic. Și oameni care știu, domnule doctor, despre ce vorbesc, dincolo de politică, dincolo de, da, deci oamenii de meserie care știu. Știți, este preferabil să iasă din această discuție că e nevoie de un spital de 1000 un pat, să zicem, exagerez. 1500, nu 1500. Cât să, că cifra asta pe mine m-a năucit. Dar nu este mare. Nu, este mare. Faptul că unii fluturau o cifră, alții și fiecare cu argumente. Bun, nu, știu că nu e mare, deci 1500 argumentele este cifra. Argumentele astea sunt clare, sunt 2000, nu trebuie să pierdem niciun pat, da? Deci, și mai este încă ceva, dacă spitalul de 850 de pat, să zicem că costă 500 de milioane de euro, să zicem, nu contează. Da. Da? Ei, vreau să înțelegeți că un spital de 1500 nu costă dublu. De ce nu costă dublu? Pentru că sunt foarte multe facilități foarte scumpe care sunt unice pentru întreg spitalul. Exact, da. Deci heliportul este același, UPU este același, laboratorul, chiar dacă mai e două mașini, este același și multe altele. Da? Acceleratorul pentru pacienții oncologici este același. Evident costă. Dar ce trebuie să faci pentru asta? E vorba doar de a mări capacitatea secțiilor în care sunt specialități, da? Sau de a crea secții de specialități pe care Ministerul Sănătății acum nici măcar nu le imaginează. Sunt specialități moderne, de ultim rang, pe care noi le putem crea la Brașov peste structura celor de la Iași, de la Cluj și de la Craiova, pe care să aducem specialiști sau să avem timp în cei 5 ani până când spitalul crește, să-i trimitem să se specializeze. Deci nu uitați că din acest moment trebuie să ne gândim la funcționarea spitalului de peste 5 ani, când el va fi gata. Deci peste 5 ani de zile lucrurile pot să o ia, raznă din punct de vedere medical. Se poate discuta de o altfel de medicină, care în străinătate se face. Ceea ce se face acum în străinătate, peste 5 ani va fi clasic. Măcar clasicul acela să-l asigurăm în acest nou spital. Deci lucrurile nu sunt doar la nivel de pat sau de pătuț sau de cum facem ca să ne iasă nouă aritmetica, nu. Trebuie să înțelegem că dezvoltarea medicinei are nevoie și ea de un mod vizionar de a implementa în acest nou spital. Bun, și în acest moment vizionar la noi înseamnă măcar la nivelul care există dincolo. Noi aspirăm la acest, auziți, la acest nivel. Veți, discutăm ca la telefonie. 90 toți aveam telefoane fixe, mai ales mulți le-au cuplate, că nu aveam suficiente fire, da? Și căsuțe. Ei, dintr-o dată am și răspundea cu plajul. Da, România a devenit dintr-o dată pe plan mondial, atâta știu eu, un campion la numărul de la telefonia mobilă și la banda de accesul la internet. De ce? Pentru că au fost implementate de la început elementele moderne. Deci avem ocazia să facem direct bine, exact, direct la nivel. Exact. Asta nu se înțelege. Deci această idee strategică n-a vrut să fie ascultată niciodată de nimeni. Știți foarte bine că tot politicienii sunt cei la care va fi mingea în final. Ei, acolo va fi hotărât. Aveți încredere în noua formulă locală? Eu am încredere mai mult în altceva. Decât în ce aveți Eu am încredere în altceva. Cum vă vedeți acum în momentul de după
alege. Deci dacă formula actuală va face ceea ce a spus, adică va oferi, va oferi oricărui proiect, nu la spitalului, poate sunt și altele, deci va oferi transparență și dezbatere publică și în momentul în care toate argumentele vor fi puse pe masă, dar public, nu le punem, cum să zic eu, să le afle un politician sau altul, da? Evident că atunci decizia nu va putea să fie arbitrară. Decât una bună, nu? Deci, practic, transparență, dezbatere publică, egal, nu ajungem decât la ce trebuie. Exact. Deci, pentru că se presupune că sunt numai creiere luminate, oameni care știu despre ce vorbesc și că nu mai sunt rele intenții, care, că totul e transparent. Și oameni care n-au interese personale. Deși, eu repet, am mai spus-o și altă dată, eu am un interes personal foarte mare. Că toată lumea vreți să vă prindă bătrânețea cu un spital cu o medicină performantă? Nu? Eu mă văd bine să mă prindă fără să vă răbori. Adânc ca bătrânețe, nu? Exact. Ei, gândiți-vă că fiecare dintre noi va îmbătrâni, fiecare se va îmbolnăvi. Eu acum acționez tot așa strategic pentru momentul în care voi fi bolnav. Deci eu vreau ca bolnav fiind, da, să nu-mi cheltui, știu și eu, toate resursele pe care le-am pus deoparte, toată agoniseala mea, să mă duc la un spital privat. Vreau să mă duc la spitalul de stat, care, în continuare spun și să nu uităm, este din punct de vedere tot al paradigmei actuale din România și din Brașov, dar și în România, este considerat superior de către spitalele private, pentru că cu el spitalele private își au contracte de preluare a pacientului mai grav. Și atunci, dacă spitalul public se consideră că trebuie să ia pacientul grav sau pacientul simplu operat sau tratat, dar agravat în spitalul privat. De ce, de pildă, să nu facem un spital care să se învârtă după soare? Și încă ceva după aceea. Atunci să vedem concurență. Hai să vedem concurența loială. Loială. O concurență, da. Și atunci, evident, că toată lumea se va zbate să-și dezvolte toată această, cum să zic eu, infrastructură, structura de personal, va trebui să vină cu servicii suplimentare. Adică să nu știm unde să mergem la același preț. Asta este toată povestea. Și să nu uităm un lucru. Eu iubesc, realmente iubesc sistemul de sănătate din România, dar nu ăsta care este acum. Eu iubesc pe ăla viitor. Și deci, de ce să nu facem din prezent, nu știu, să nu transferăm iubirile noastre către viitor, ca să avem ce iubi și în și asta o spune și profesorul, da, universitar, formator, atâtor generații de studenți. Eu cred că rolul dumneavoastră e mai mare decât acela doar pe care vi-l asumați acum de viitor pacient cu în siguranță. Eu cred că trebuie să fiți acolo. Măcar când se tranșează lucrurile, faza aceasta de transparență și dezbatere publică, în care oricum de atâția ani, da, 5 ani sunt de când sunteți acolo. Am încercat să facem asta din 4 ani în momentul în care au fost elemente electorale. De ce? Pentru că atunci toată lumea, toți candidații sunt cu simțurile mai și conștientizează necesitatea acută a oamenilor. Exact, și nu neapărat. Și atunci sunt atenți și au timp să se gândească la lucrul acesta. Deci este momentul. Eu v-am mai pus această întrebare de-a lungul anilor. Nu vă vedeți și pe o funcție importantă acolo? Nu, să ne lămurim, să ne lămurim. Un astfel de holding. Deci dacă noi discutăm de un spital adevărat, hai să ne gândim la AKH. AKH are 3.000 de paturi. Cu tot ce înseamnă cele 3.000 de paturi. Da? Adică cu toate... Nu-i prea trufași să ne raportăm la AKH? Nu m-ați înțeles. Este trufași din partea Europei, dacă vom afla, că ne obligă să facem spitale regionale de doar 850 de paturi și că... Se pune problema așa? Nu știu, să presupune că se zice, domnule, viți de ajuns regionalele astea și restul vă descurcați ce faceți. Cum faceți, deci, da? Deci domnul negociator european a pus așa problema? Nu știu, nu-mi dau seama. Deci trufași ar fi așa, dar se presupune că nu este așa, da? Bun. În situația în care, de pildă, Brașovul, care, repet, se găsește la întreterea tuturor drumurilor, da? Care mai devreme sau mai târziu va avea autostradă și va trebui să preia accidentele și așa mai departe, nu vreau să intru în amănunte. Deci, Brașovul va avea un astfel de spital. Vreau să se înțeleagă că un astfel de spital nu mai poate fi condus de persoane de-astea, cum să zic eu, astrale, da?
Deci nu, va fi condus de un holding sau de o structură de deci management. Deci nu de un gen... lider providențial, el și Dan Grigorescu. Oamenii providențiali, chiar dacă sunt providențiali, ca să poată să gândească. Dar managementul operațional trebuie făcut de niște entități care sunt pricepute în management de spital, mai ales că aici va trebui. Nu uitați, acest spital va fi un orășel. Noi am spus mereu, sintagma, adică paradigma noastră a fost așa, spitalul ăsta se va numi așa, Green Smart Medical City. Adică, în primul rând, este un orășel medical, pentru că se întinde pe nu știu câte hectare, aproape cât o comună, da? Da. Mai departe, va avea structura de IT foarte bine dezvoltată, partea smart și partea eco, care este foarte importantă. Apropo de bani, am spus așa, să presupunem că acest spital nu va mai costa 550 de milioane, că o să coste 800. Dă un exemplu, da? Foarte bine. Cum facem 800? Facem așa, 500 de la fondul ăsta de reziliență, mai facem poate 200 de la BERD, dacă va dori să mai pentru riște. Că BERD-ul la început a zis 550. A acum zis? Se pare că probabil că văzând ce se întâmplă, poate Dudor nu mai dorește să riște atât de mulți bani, dar vrea să se implice. Excelent, te bucurăm foarte tare. Mai luăm 200 de la BERD, da, asta face deja cât? 700? 700? Am zis bine. Încă 50, luăm nerambursabil de la Comunitatea Europeană pentru componenta green, asta eco, și încă vreo 50 pentru partea smart, dacă nu cumva și mai mult. Am făcut de 800 de milioane. O să zică cineva, ai Grigorescu, tu n-ai în buzunar 800 de lei acum, și nici n-am, așa? Dar tu discuți de 800 de milioane de parcă. Nu! Ideea este, dacă știm de unde să-i luăm și putem să mergem și să ne trimitem oamenii de specialitate acolo, putem să-i adunăm. Adică în momentul în care, de pildă, există un holding în cazul acesta între primărie și Consiliul Județean, care să facă proiecte împreună pe treaba asta, evident că banii vor curge, pentru că banii sunt. Câte sute de milioane de euro am pierdut pentru că n-am avut proiecte? Cred că le-am pierdut numărul. Bun, deci acest holding îl vedeți cu Consiliul Județean și primăria parte. Da, pentru că Consiliul Județean în acest proiect va trebui să înțeleagă că trebuie să renunțe și va trebui să desființeze, da, o parte din entități. Dar știți procedura, pun niște politruși sau chiar niște ingineri sau niște să fie acolo, cum se face în atâtea consilii de administrație. Trebuie să fie și oamenii de profesie. Unde îi vedeți? De unde vin ei? Cine îi angajează? Nu știu, ce examene dau? Noi am văzut ANSB-ul cu reprezentanți, ca un fel de consultant de-asta, deci ANSB-ul din afară. Deci n-ar trebui ANSB-ul să fie... Nu. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie reprezentanți organizațiilor profesionale, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenților, care sunt deja, au aderat deja la pacienților. Asociația Noul Spital. Nu atât au aderat la asociație, ci la proiectul asociației. Noi am făcut niște memorandumuri, atât cu Colegiul Medicilor, cu Ordinul Asistenților, cu structura de asociația pacienții cronici. Exact. Cronici, da. Deci deja reprezentarea este foarte mare aici pe Brașov. E o armată, evident, chiar. Evident, exact, evident. De o armată care este în stand-by, este o armată de asta tăcută, da? Care nu are chef să iasă la bătaie neapărat, dacă nu e cazul. Dar la o adică sunt gata să-și ofere expertiza și... Exact. Oricum în Consiliul de Administrație va trebui ca, știu și eu, reprezentanții comunității, asta în procentul în care aduc, au partea financiară, nu? Au 80%, 80%, 50-50% și așa mai departe, să fie reprezentați, la fel cum finanțatorii externi trebuie să fie reprezentați. Eu aș spune acum o prostie, chiar realmente este o prostie, dar aș vedea lucrurile așa, dacă Europa ne dă 700 de milioane sau ne dă 600 din ăstea 800, tare mult mi-ar place să existe și un reprezentant al comunității europene în aceste consilii de administrație. Nu de alta, dar conducerea unei astfel de entități trebuie să fie făcută pe criterii europene. Deci cu nu siguranță. Pe criterii, nu trebuie să aplicăm, de pildă, conceptele manageriale care funcționează acum în oricare din spitalele noastre, oricât de performant ar fi, nici măcar astea private, în acest spital, pentru că va fi un alt tip de spital. Deci va fi o revoluție a managementului de spital egală cu aceea a pilotului de avion de la bimotor cu casca aia pe cap, așa, la actualul, știu și eu, pilot, da, care are în față dita mai, știu și eu, panou de zbor, unde trebuie să apese pe tot felul de chestii. Deci se va schimba, trebuie să se înțeleagă că noi încercăm să generăm un alt tip de spital, nu neapărat un spital ca ăsta, dar mai mare, sau un spital ca ăsta, dar mai mic. Am înțeles. Dar măcar chirurg vă vedeți acolo.
Păi nu știu dacă vedem, dacă nu ești la pensie până atunci, vedem. Nu sperați știu. Să prindeți. Nu știu, asta dacă nu cumva... O prognoză, o predicție. Asta dacă nu cumva, dacă nu cumva, bine, acum glumind. În mod normal, în acest spital vor trebui cuprinși toți lucrătorii din sănătate care, evident, că vor migra de aici, aceia care o să mai rămână. Cu examen înainte, că unii poate... Nu, eu nici măcar n-aș pune problema așa. Examenele se vor da în timpul, pentru că trebuie să le dai tuturor prezumția că au muncit de în acest sistem. Exact, exact. Evident, vor veni oameni noi, vor fi cerințe noi. Cine o să se adapteze la ele și o să poată să... Rămână? Bine, dacă nu, nu. Dar ideea este următoarea. Probabil că tineretul va avea un rol foarte important în a aduce noul, da, și a aduce performanța. E adevărat că și ăștia ca noi, care o să fim atunci în pragul pensiei, poate că, știu și eu, o să ne găsim și noi locul acolo, neapărat ca șef. Și sper recunoașterea. Am înțeles. Și cum vedeți formula viitoare? Deci, automat, specialiștii Brașovului intră în această formulă, mai vin și tinerii și timpul va face selecția. Totuși, un prognostic de la domnul doctor, vă vedeți profesând acolo, asta înseamnă următorii ani, nu? Nu vă întreb câți ani aveți și cât mai aveți până la pensie, dar a fost promis spitalul, nu da, de alta, a deci, fost promis deci aici în campanie. Spitalul va putea funcționa în cel mai... Deci va cea mai optimistă prognoză? Deci va putea să fie la cheie în cel mai optimist termen, 5 ani de zile de aici ani. Încolo, poate încă 6. Încă 5, la aniversarea de 10 ani. De ce zic asta? Pentru că încă studiul de fezabilitate nu este gata, după aceea urmează o licitație de, știu și eu, vedem cine va fi constructorul sau cine vor fi constructorii. Oricum, eu acest obiectiv îl văd, deci, și îl provoc pe domnul președinte Adi Veștea și pe domnul primar Alen Coliban, îi provoc să își asume acest lucru. Acel șantier va trebui să funcționeze sau să se lucreze pe el 24 din 24, 365 din 365. Nu există să iei o societate care să lucreze 8 ore, să-i trimită pe oameni acasă. Nu, acolo va trebui lucrat. Uitați-vă, AFI s-a ridicat într-un an și jumătate. Da? Ce nu se poate ridica un spital în 3 sau 4? Ba da. Și de ce acest lucru? Pentru că chiar avem nevoie de el. Deci este urgent ca el să funcționeze. Iar în acești ani o să-i trimitem pe tine să învețe în străinătate și să se întoarcă repede la data de când le începe contractul de muncă. Bun, am înțeles, deci cea mai bună prognoză e 5 ani, asta înseamnă că peste 4 ani la alegeri, dacă nu e aproape gata, măcar în stadiul în care e molul pomenit, pot pica deja examenul aleși de astăzi. Da, eu cred că da. Am înțeles, așa sună da. Foarte deși bine. Deși am speranța că o să-i lăudăm pe vremea aceea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Varianta pesimistă, nu discutăm, refuz să o mai discut. Sunt 5 ani de când discutăm cu chirurgul Dan Grigorescu despre acest proiect, despre această necesitate a Brașovului. Mă bucur să vă regăsesc astăzi mai optimist și renăscut, așa, într-o speranță. Deși suntem între două perioade electorale și promisiunile curg, dar dacă peste 4 ani la alegeri nu avem aproape finalizat proiect, da, deci măcar binișor înălțat, știți cum nu e, le dăm notă de trecere. Dacă o limuzină are rezervorul gol, evident că stă pe loc și te uiți la ea că e plină de praf. Dacă îi se pune puțin combustibil, atunci începe să zboare. Cam așa cumva este și asociația în momentul de față și trebuie să recunosc că avem și noi o contribuție în această dezvoltare a proiectului, pentru că nu ne-am lăsat și nu ne vom lăsa, indiferent cât de prieteni sau de neprieteni o să ne fie partenerii de discuții. Contăm pe încăpățânarea dumneavoastră, pe tenacitatea și pe dorința de a fi acolo, măcar înainte de pensie. Dar eu cred că se va întâmpla mai devreme. Mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru optimism și pentru tot ceea ce înseamnă în acest moment pentru orașul nostru, pentru comunitatea brașoveană. Doctorul Dan Grigorescu, președintele Asociației Noul Spital al Brașovului, șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov, spital de mai 50 de ani. Bun și el și unde mulți oameni primesc speranță și sănătate, dar total insuficient pentru pretențiile anului 2020. Profesor universitar, chirurg, plastician, Dan Grigorescu, Ecce Homo, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.